Problema supraaglomerării unităților de primiri urgențe este una de actualitate în România. Mulți pacienți aleg să apeleze la serviciile de urgență, chiar dacă au probleme medicale care pot fi soluționate fie în propria lor casă, fie în cabinetul medicului de familie. De asemenea, mulți români apelează serviciul 112, chiar dacă nu este în realitate necesar, iar aceste lucruri pot cauza de multe ori pierderea de vieți dacă ambulanța nu ajunge la cei care au probleme de sănătate grave, care au nevoie de atenție medicală de urgență. Paradoxal, pacienții români ajung să apeleze la serviciile de urgență pentru a beneficia de un control gratuit, deoarece nu au asigurare medicală pentru a fi consultați de medicii de familie. Nu voi fi locuri. Ce să faci? Dacă nu mai sunt locuri. Dar oamenii care au alte afecțiuni, credeți că mai au vreo șansă în fața acestui coronavirus? Acum depinde. Depinde cum e. Adică nu trebuie să fac cu bine și acasă, alții nu la ce la pizia. Depinde, nu știu ce să mai zice. Faptul este că să facă vaccinuri, asta este corect. Uite, eu am făcut pe al treilea și la altă ieri și... Sfatul dumneavoastră e ca lumea să se vaccineze. Da, e clar. Dacă este de vorba de asta, da, nu ai ce să faci, știi, alții nu vor. Păi sunt plinie că nu mai fac față, lumea multă se îmbolnăvește, de-aia nu fac față. Multe lume nu se vaccinează și a venit microbul ăsta peste lume și zilnic se îmbolnăvesc oamenii. Credeți că un om care nu are coronavirus și are o altă afecțiune are vreo șansă acolo? Păi, acum și ea pe care e mai grav. Orice, unii care nu e urgență, merge mai pe urmă, să știu, unii cazurile mai grave. Odată cu instaurarea pandemiei, problema supraaglomerării UPU s-a agravat din cauza lipsei de personal. Cu toate acestea, pandemia ne-a oferit și ceva pozitiv, și anume conștientizarea nevoii de digitalizare. Aha, cu timpurile astea nu mai. Nu cred. Nu vedeți ce conta în continuă. De eu nu înțeleg cum de mulți, atâția de mulți, de unde îi are număr, de îi știe, atâția de mulți, moare pe zi lumea. Nu pot să înțeleg, nu știu. Eu m-am gândit că pe tot globul pământesc, dar nu numai în România. Atâta lume în continuu să moară. Aplicația MyTeleDoc ajută pacienții să intre în legătură cu un medic care îl va ajuta cu orice problemă de sănătate. Contactat online, medicul le poate spune pacienților dacă problemele lor de sănătate pot fi tratate acasă sau dacă au nevoie de asistență medicală.